Salut, lume! Mă numesc Sabin de la tutoriale InfoPsyHIQ. Astăzi am să vă prezint cum puteți rula Windows 98 pe toate dispozitivele dumneavoastră cu Android. Pentru început, va trebui să copiați două fișiere în dispozitivul dumneavoastră. Eu am să vă las un link în descriere. Eu le-am puse pe desktop, astfel voi da click data și copy, TPC. Ce nume are dispozitivul dumneavoastră Android, însă mi-am făcut un folder recomandat, așa ar fi. Puteți să-i puneți orice nume doriți, am pus acest nume, System Operating of Android, și le vom lipi. Acum voi pune pauză pentru a efectua câteva modificări în dispozitivul meu. Bun, am revenit. Acum să vă prezint dispozitivul meu Android. Vom intra în File Manager sau ce File Manager aveți. Voi eu folosesc S File Manager. Bun. Vom căuta folderul pe care l-am făcut. Vom instala aplicația pe care v-am lăsat-o în descriere. O vom deschide. Bun. La luat VM. Vom da pe butonul Open, New. Vom scrie Windows 98. Foarte ușor. Așa la User Interface. Vom da pe SDL, la CPU Model ne vom duce mai în jos și vom da pe Core 2 Duo, la CPU Core vom da pe 4, RAM Memory vom da aproximativ 1 GB. Dacă voi aveți mai mult, puteți să dați mai mult, însă nu aveți un motiv pentru care să faceți această operațiune. Apoi mergem la Hard Disk A, vom da pe butonul None, Open. Vom căuta folderul pe care l-am făcut. Vom alege imaginea Windows-ului 98.image. Ne vom duce mai în jos la Sound Card Configuration. Vom apăsa pe butonul None și vom selecta All. Aici la VGA Configurație să dăm pe Cirrus. Boot from hard disk. Network configuration dați pe user. Aici la hard disk B dați pe butonul None și apăsați pe New. Aici dați pe cea mai mare dimensiune pe care vă arată, dați create. A fost creat și al doilea hard disk. Așa ne arată că este un hard disk, însă de fapt este încă o partiție. Am apăsat pe butonul Start. Prima oară ne va apărea VM Shutting Down. Astfel vom ieși din aplicație. Facem și vom deschide din nou aplicația. Vom selecta din nou Windows 98. Îi vom da din nou Start. Am avut aplicat tastatura. Uite, ne-a apărut acest lucru. Aveți două opțiuni. MS-DOS. Să porniți în MS-DOS. Sau în Windows 98. Bun, eu acum voi face pauză pentru a nu prelungi prea mult acest video tutorial, însă vă faceți griji, se va deschide în curând. Bun, am revenit, priviți, ne-a apărut
cursorul de la mouse și o imagine de fundal. Presupun că nu se de prea bine să voi modifica acest lucru. Sper că se vede mai bine. Acesta a fost sunetul de pornire al sistemului nostru de operare. Acum nu ni se cel mai posibil vă să nu vi se miște cursorul de la mouse. Însă dacă nu o să vă miște, veți face astfel. Veți apăsa pe aceste linii ale telefonului. După ce ați apăsat pe ele, veți da pe butonul mouse. Și priviți neapărat că mouse-ul a fost dat pe enable. Eu v-am lăsat și câteva aplicații la pachet. Pentru ca dumneavoastră să nu le mai căutați, v-am lăsat Microsoft-ul Word, Excel, Internet Explorer, Photoshop, Winamp și alte și multe alte aplicații. Dumneavoastră le puteți folosi foarte ușor. Avem și butonul de start, însă care pentru prima deschidere a lui pornește destul de greu. Scuzați că este în altă limbă sistemul nostru de operare, însă nu-i nimic. Aici aveți toate aplicațiile instalate pe primul buton de sus. Și dacă nu mă înșel, dacă ne vom duce aici, avem Paint-ul, imaginile, WordPad-ul, aceste Notepad-ul, aveți și câteva jocuri ale Windows-ului care vin din instalare. Acestea sunt. Putem deschide în WordPad sau un Notepad. Voi deschide în WordPad. La prima deschidere va trebui să așteptați un pic. Acest lucru se întâmplă la prima deschidere, însă priți s-a deschis. Însă acum vom activa tastatura. Mergem din nou pe aceste linii ale telefonului, vom da pe keyboard. Voi pune, mi-a apărut tastatura, care funcționează foarte bine. Și nu mai am ce să vă mai spun, acesta a fost episodul de astăzi. Ciao, ciao.